Iohannis, comentarii acide despre vizita lui Dragnea în Israel. Cine subliniere tie ce înțelegerii secrete face domnul Dragnea acolo cu evrei? Presubliniere dintele Klaus Iohannis a comentat vizita pe care premierul Dencil sublinierei presubliniere dintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, o fac în Israel în aceste zile. Iohannis nu înțelege de ce s-a des subliniere urat totul în secret subliniere ia subliniere tea clemuriri publice. Această vizit pe care o face premierul se pare, i președintele Camerei Deputaților în Israel are câteva ciudenii. Una din ele este ce nu a venit la discuții. Nu a plecat doamna prim-ministru cu niciun fel de mandat, deci a vorbit strict în numele guvernului și nu pentru România. Însă nu acest lucru m-a îngrijorat, ci secretomania în care s-a organizat această plecare. N-am mai pomenit ca un premier al României să plece într-o vizită externă se anune seara târziu. Fere să se tie ce face acolo. În vizit turistic, poate să plece oricine, oricând, dar dacă pleacă persoana care conduce guvernul ar trebui să se tie mai mult. În ce privește vizita președintelui Camerei Deputaților, mai mare secret. S-a aflat doar după ce a ajuns. Nu știu care sunt dedesubturile acestei abordări, cine știe ce înțelegerii secrete face domnul Dragnea acolo cu evrei, dar sper ca după revenire să ai bunul simț să explice ce au făcut acolo, a declarat Iohannis.